ca și amator, tind să-ți trimiți lucrarea într-un PDF pe mail și să aștepți să fie bine. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod din Etăcuri Creative. Am făcut o mică pauză pentru că tocmai ce ne-am upgradat partea de sunet. Sperăm că de data asta este mult mai plăcut la auz. În episodul de astăzi vom discuta despre diferențele dintre amatori și profesioniști. Mihai, când a fost ultima dată? Când a fost amator. Când ai fost amator? Și ce ai făcut să fii amator? Da, ultima dată când am fost amator... Viața n-am zis chestia asta. Da, ultima dată când am fost amator, am observat că îmi lipsea foarte mult disciplina în ce petre. În tot ce faci. Exact, da. Da, Probabil te referi la organizare și la... Organizare, mod de lucru... Comunicare cu clientul. Disciplină, bine, când zic disciplină, mă refer mai degrabă la procesul lent care te duce spre o rutină în lucru. Okay. Care eu cred că e... Marca unui profesionist? Da. Deși sună un pic aiurea rutina, dar... De fapt, asta ce zice e că ai un proces zilnic în a lucra. Da. Și nu, e o chestie, în momentul când zici rutină, deja nu mai e ceva la care trebuie să te întorci să vezi exact ce ai de făcut, cum, e ceva ce e... Nu mai e neapărat o surpriză pentru tine. Nu ar trebui să fiu, da. Da, tu ai ajuns să fii conștient de chestia asta la un moment dat, adică ai zis, cred că îmi lipsește un proces. Da, ori... da, nu știu, cred că în viața mea n-am zis exact cuvintele astea, cred că îmi lipsește un proces. Dar mi-am dat seama după un timp când lucrurile mergeau mai ok, asta să mă gândesc că ok, de ce? Și concluzia mea a fost că aveam deja o rutină în felul în care lucram, adică începeam ziua, nu știu, să văd ce task-uri am pentru ziua respectivă, le prioritizam și mă apucam de treabă. Deci, făceam... Practic, tu ai făcut tranziția de la un amator la un început de profesionist, conștientizând faptul că va trebui să ai un proces prin care să poți să automatizezi, dacă se poate, anumite chestii. Da. De ierarhie a lucrurilor. Sau cel puțin un checklist. Da. A trebuit să... Nu știu cum să formulez chestia asta. Cum îți vine? Ok. Mi-am dat seama că dacă vii la birou și te pui și lucrezi, așa, ok, am ajuns, am pornit calculatorul și mă pun să lucrez și nu știu exact ce fac, dar fac. Nu e suficient ca să fiu productiv și să simt că fac progres. Adică, nu e o chestie care am făcut, ok, mi-am propus gata de astăzi, stabilesc o rutină și o urmăresc. E ceva ce s-a dezvoltat în timp și abia după ce mă foloseam de lucrul ăsta, mi-am dat seama, sau l-am conștientizat mai degrabă. Adică ai început să prioritizezi lucrurile? Da. Și să vezi un picuț cum ai putea să le rezolvi în timp? Da, am început să mă împart ziua de lucru pe task-uri mai mici. Am început să țin cont de ele, să văd cum progresez cu fiecare, dacă nu progresez, de ce, ce soluții am pentru situațiile astea. Deci, practic, o diferență între amatori și profesioniști ar fi că tot timpul profesioniștii au un proces în spate, un proces de lucru prin care ajungi să să rezolve anumite probleme, pe când cei care încă nu sunt la nivelul ăsta, amatorii, ei au de fapt doar câteva scopuri, câteva goluri de bifat, nu s-a ancorat în timp. Nu au un plan pe termen, nu neapărat țin cont de el, probabil fac lucrurile, hey, rup,
doar ca să se termine ziua. Da, da, o capcană care, în care poți pica la început e să nu, să nu-ți dai deadline-ul intern. Deadline-ul personare, chiar și de pe o zi pe alta. Că ideea, ideea care e, ok, freelancer, îmi fac programul cum vreau, caz ideal. Da, corect. Asta e un aspect foarte important, să țin minte mai de mult. Lucram și spuneam clienților, ok, cam atâta durează să termin proiectul, 2 săptămâni, să zicem. Dar pe final de cele 2 săptămâni, dădeam seama că ar mai trebui făcut niște schimbări. Pentru că la un moment dat, ok, privești cu ochii proaspeți, ca să zic așa, proiectul la care ai lucrat. Fiind angrenat în același lucru zi după zi, tind să pierzi cumva perspectivă de ansamblu. Și mai de mult nu țineam cont de asta. Acum, cu siguranță, am făcut un proces în care îmi pun prima dată un deadline intern pe care clientul nu știe. Eu știu că îmi las câteva zile de backup. Da, asta da, e o chestie sănătoasă, în general. Să reușesc să văd, mai cer un feedback în stânga-dreapta. Aici, ca probabil o paranteză la ceea ce zici tu, ok, prinzi proiectul, dai un deadline, dar nu iei în considerare și celelalte chestii pe care trebuie să le faci. S-ar putea să mai ai câteva proiecte în desfășurare. Corect. Și asta nu știi ce îți rezervă. Vezi, aici te ajută disciplina despre care vorbeam. Te ajută să coordonezi proiectele, că de obicei lucrezi la mai multe chestii, nu? Nu, nu le numai, coordonezi între dar ele, da, le coordonezi între ele, le ții pe toate la un ritm de progres. Și faci treaba. Trebuie să sau încerci. Sau corect, da. Țin minte, din nou, mai de mult, când vorbeam cu clienții la început de proiect, când vedeam despre ce e vorba, nu prea intram în detalii. Nu aveam destul de mult context. Cel puțin acum nu consider că mai de mult aveam destul context ca să încep un proiect așa cum trebuie. Auzeam logo pentru agenție de turism. Ah, ok, de ajuns. Mă duc și fac, știi? Că tu te mulțumeai cu, mă rog, da, brief-ul era, simțeam ăla cumva un soi de urgență și ok, omul ăsta așteaptă de la mine repede și bine și ieftin și tot ce-i mai bun. În timp mi-am dat seama că nu e neapărat așa, am nevoie de context, vreau să știu pentru cine, care e planul pe viitor. Sunt mai multe întrebări și aș tinde să zic un aspect al unui profesionist vis-a-vis de clienți și comunicare, chiar lucrul ăsta, a pune întrebările corecte pentru a obține cât de multe informații ca să reușești să traduci vizual necesitățile. Proiectul. Să poți să înțelegi în primă fază care este problema de fapt. Corect. Și apoi să, da, să găsești soluții pentru problema, exact, respectivă. Și mai mult orientat pe a rezolva problema decât pe designul ăla care vreau eu să-l fac repede și scurt. Da, da, da. Că, okay, să lași loc pentru alte proiecte sau... Da, și asta și cumva, ok, dacă, ok, am rămas pe agenția de turism, dacă ei vor să rezolve o problemă, au un anumit target, vor să se poziționeze cumva, munca mea trebuie să reflecte treaba asta. Înainte, cumva, nu mă gândeam așa, nu aveam lucruri în perspectivă. Eram focusat numai pe un logo fain, să-i placă omului și cam atât. Păi... Asta e un aspect, mi se pare mie superficial, peste care eu cred că am trecut și cred că e un lucru bun. Ca și completare la ideea ta, ok, faptul că nu pui întrebările corecte de la început și faptul că ești cumva ignorant la ceea ce vrea clientul, aici cazi în zona aia în care, ok, faci lucrarea respectivă, faci logo, faci absolut tot ce trebuie și la un moment dat clientul o să zică, bă, nu-mi place. Da, și asta este un alt aspect, da. E nasol, nu-i ceea ce trebuie. Asta e un sentiment foarte nasol. Ce face profesionistul când clientul îi zice, nu-mi place? Păi, profesionistul are argumente. Ok, ai argumente, dar
nu știu, cel mai... Chestia care se întâmplă cel mai des e că un designer amator ia lucrurile super personal. Adică indiferent de la cine vine feedback-ul ăsta, fie că vine de la colegi de breaslă, fie că vine de la client, o e foarte personal. Ceea ce nu te ajută, îți rănește ego-ul. Și la finalul zilei nu este vorba de tine în tot contextul ăsta, ci mai degrabă e vorba de cum poți tu să rezolvi o problemă reală. Da. De asta e, problema asta de obicei apare când noi luăm feedback-ul negativ și îl traducem ca și cum ar zice omul, nu-mi place cum lucrezi. Uh-huh. De fapt, nu despre asta e vorba. Nu-mi place ce ai făcut aici, pentru că nu mi se pare că e ce aveam nevoie. Și aici sunt mai multe variante. Ok, probabil nu ți-ai făcut treaba bine, în ceea ce în punctul ăsta deja ar trebui să poți să-ți faci treaba. Pe de altă parte, ori comunicarea a fost de proastă calitate, ori nu ai înțeles corect contextul și normal că atunci a ieșit ceva ce nu e potrivit. Cred că aici în subiectul, da, ieșit de pielea subțire a unui designer egoist, care probabil se ofensează la tot felul de imagini de genul ăsta. Riscul aici este că te vei opri. Adică ești atât de rănit de feedback-ul ăla încât, nu știu, ești dezamăgit, e sfârșitul lumii, la revedere. Da. Și atunci cumva te oprești, că bă, nu mai suport atâta critică, atâta, ce tot, da, nu-i convine la, știi? Și aici iarăși este o diferență, pentru că amatorul în principiu, el se oprește brusc, pe când profesionistul face așa doi pași înapoi, zice ok, hai să vedem lucrurile din alt unghi, hai să pun alte întrebări, hai să văd un picuț de fapt unde e problema reală. S-ar putea să fie o chestiune de moment, o chestiune de percepție, atunci, on the spot. Ok, hai să reluăm, hai să ne întoarcem la brief, hai să ne întoarcem la discuția inițială, hai să vedem ce e ok, ce nu e ok, hai să lămurim chestiile astea. Și lămurim în sensul că o lămurești cu clientul, cu oamenii care lucrezi. În momentul ăsta, cum ziceai, profesionistul încearcă să înțeleagă, ok, își dă seama că acum, ok, ceva nu pușcă, ceva nu funcționează, nu ne-am înțeles, nu-ți place, eu cred că e bine, deci ceva nu e în regulă. Și atunci încearcă să înțeleagă situația și să discute ce mai important. E și percepția asta, de ce că asta? De ce nu asta? Odată ce ai primit un feedback negativ, privești lucrurile ca pe un eșec. Și doare la sentiment chestia asta. Doare, dar până la urmă ai o treabă de făcut și zăptești acolo și atunci încerci să... Adică dacă nu împingi lucrurile înainte, dacă nu pui întrebările corecte, o să fii tot în bula aia subiectivității. Trebuie să fii cât se poate de obiectiv. Ăsta e unul dintre, nu știu, scopurile noastre. Să încercăm să fim cât mai obiectivi, pentru că designul este un domeniu foarte subiectiv. Foarte subiectiv. Și aici trebuie să găsim modalități prin care să obiectivizăm toată chestia asta. Cum am putea să obiectivizăm? Eu mă amintesc când eram la început și îmi dădeam seama că sunt foarte subiectiv, dar nu mi-era foarte clar cum pot să tranziționez puțin spre o gândire mai obiectivă. Cum am putea să facem chestia asta? Chestia asta ar putea să se rezolve, de exemplu, în pasul ăla în care îți faci, să zicem, research-ul. Adică tu corelezi o idee abstractă, o idee care în momentul de față pare că poate fi interpretată în fel și chip, cu alte idei care deja sunt concrete. Faci un fel de sandwich. Să zic așa. Adică vii cu o chestie concretă, vii cu o chestie subiectivă și vii cu o chestie concretă, sau mă rog, obiectivă. Și cumva încerci să definești bucata aia subiectivă în așa fel încât să îi dai sens, să aibă sens și pentru tine, da, evident și pentru client, și să aibă logică toată chestia aia, să se plieze pe ce vrea să obțină clientul. Asta vreau să zic. Un alt aspect e
să te focusezi, să te concentrezi pe funcționalitate. Atunci când, ok, designul e subiectiv, dar măcar știi că, sau te asiguri că face ce trebuie să facă. O întrebare bună e, în primul rând, își face treaba. Exact. Și așa încerci să fii puțin mai obiectiv, încerci să te detașezi puțin, deși e bine să fii implicat în munca pe care o faci, normal. E și sănătos să privești lucrurile mai funcțional. De asta e bine să cunoști piața, să îți cunoști targetul, da, exact. Și să fii atent la toate informațiile astea oferite de client, pentru că nu sunt întâmplătoare. Există niște măsurători acolo în spate, sunt niște cifre care lasă subiectivismul deoparte. Da. Și atunci adeseori te trezești că trebuie să iei în considerare cifrele alea pentru că vorbesc volum. Corect. Și clientul nu e deloc orientat spre succesul tău neapărat ca și designer în momentul în care tu faci logo și website-ul și identitate și așa mai departe. Deci n-ar trebui să fie. Nici n-ar trebui să fie. Pe el îmi interesează să facă mai bine. Să-și rezolve problema. Să sau... facă produsul tău, să facă lucrurile mai ușoare pentru el. Și să producă mai mult. Da, uite, de exemplu, tu ca și client. Da. Dacă eu îți prezint logo-ul și îți supra, sau îți, da, îți supra-argumentez raționamentul din spatele conceptului, tu cum, care ar fi reacția ta? Probabil aș vedea o puțin nenecesară, pedant și nu neapărat mă interesează. Adică, de obicei, noi nu știu, adică, multă lume nu înțelege chestia asta, dar eu am impresia puternică că atunci când cineva se uită la o bucată de design, fie că e un logo sau un website, în primele câteva secunde își dă seama că îi place sau nu, rezonează sau nu. E un filtru care acționează fără ca noi să fim neapărat conștienți. Un filtru pe care am lucrat toată viața, din experiențele personale, din educație, din anturaj. Și pe asta pe noi ne face să fim foarte rapizi când judecăm o bucată de design. Ce fain, nu-mi place. Extra argumentele astea, surplusul ăsta de informație și simbolistică și așa mai departe, când te duci unui client care e orientat către cifre și partea materială a unui business, pentru că până la urmă business cam așa funcționează, nu prea o să rezoneze cu el. Da, nu o să-l intereseze, probabil și o să... Mai mult o să-l intereseze... În primul rând că îi prezinți produsul tău ca și ceva ce trebuie explicat, ca să fie înțeles. Și al tău și eu acum ți-l dau ție și mai altă minute. E ok să explici lucrurile, dar... E bine. În momentul în care vii cu niște cuvinte atât de specifice domeniului, cuvinte menite să te facă pe tine să pari mai inteligent. Da. Aici e un turn-off destul de nasol. Adică se simte chestia. Se simte, că, se simte că vrei să impresionezi prin extra explicațiile astea, cum că acest cerc reprezintă perfecțiunea. Și mai mult decât atât, în momentul în care clientul ajunge să vadă lucrarea, deja n-ar mai trebui să fie o surpriză. Da. Și argumentele n-ar trebui să susțină surpriza, ci... Asta e foarte bună ideea. Da. Pentru că asta înseamnă că tu când ajungi în momentul ăla în care lucrurile nu sunt o surpriză, înseamnă că ai un proces în spate. Înseamnă că l-ai purtat pe client prin toată aventura asta creativă de la început până în momentul respectiv. Și atunci nu o să fie o surpriză că, nu știu, îți prezint trei variante. Surpriza trebuie să fie, nu știu, cât de bună execuția, dar nu... Ai, asta vreau să zic, e surpriza într-adevăr, e prin execuția care o ai. Dar conceptul... Deja ați discutat despre să fie stabilit. Deja știi la ce să te aștepți, știi cam cum o să fie culorile, cam... care o să fie vibe, asta că ai setat niște așteptări, exact. Și le-ai îndeplinit. Nu o să fie o surpriză, the great reveal. Mai de mult așa făceam. Și asta era un aspect. Asta, cred că toți am suferit de chestia asta, în care pregăteam
nu două, trei concepte că na, să poată să aleagă fiecare exact, prezentare concepte diferite, și... povești diferite, dar noi priveam lucrurile strict din prisma execuției, din prisma frumuseții designului și nu țineam cont de lucrurile chiar importante, target și așa mai departe. Și ce făceam? Ne uitam, atașam prezentarea, dădeam click. Da, asta e altă chestie care o diferență între amatori și profesioniști. Amatori, da. Ca și amator, tin să-ți trimiți lucrarea într-un PDF pe un mail și să aștepți să fie bine. Nesustenută, în plin de surpriză. Asta... Probabil cu 2-3 zile după deadline. Da, nu, chestia asta cu trimisul lucrărilor pe e-mail și să te aștepți să fie lucrurile super grozave, să primești feedback-ul, acel feedback de la client, șansele tale, din punctul meu de vedere, nule. Nu se poate întâmpla. Da, bine, sunt cazuri când ies. Da, zic că nule atât de radical acum, pentru că știu că am făcut chestia asta și nu m-aș mai putea întoarce înapoi, știi? De asta zic, în sensul ăsta. E un gen de livrare asupra care nu prea ai control. Da, adică unul la mână. Nu știi când clientul respectiv își verifică mail-ul, nu știu dacă îți intră în spam, s-ar putea să treacă o săptămână și să nu auzi nimic pentru că ți-a intrat mail-ul în spam. Astea sunt niște aspecte, să zicem așa, tehnice. Da. Dar te pui în locul clientului. Bă, s-ar putea omul ăla să fie super ocupat, nu are timp. Ok, când are timp, își, nu știu, deschide PDF-ul, îl scanează foarte rapid și îl dă mai departe la nu știu care să citească. Exact. Un second opinion. În ideea în care persoana care chiar ar trebui să decidă niște chestii nu au vreme să facă treaba asta, știi? Și atunci lucrurile o să se transforme așa într-o furtună, într-o spirală și de acolo e telefonul fără fir până la urmă. La un moment dat te trezești că din cauza că părerea lui ăla la alt care nu e chiar avizat, din cauza părerii lui, lucrurile nu sunt conform planului. Și tu personal, n-ai niciun control în situația. Absolut. Personal mi s-a întâmplat chestia asta, ceva, nu știu, chiar te rănește așa la suflet, dar nu. E important să fie comunicarea cât mai transparentă, cât mai deschisă cu clientul. Bun, acum să clarificăm, adică e ok să trimiți chestii pe mail, dar absolut, nu ca și un prim pas prezentarea propunerii. Pentru că tu tinzi, când ai dat send, o să faci așa și o să zici, gata, my job is done, aștept feedback de la client. Tu mergi pe premiza că you did the best you could și dacă cumva se întâmplă că clientului nu o să-i placă, practic zice că bă, the best you can, e nașpa. Da, dar vezi, și trăiești cu emoția aia că bă, oare ce o să aleagă, dar când o să vadă mail-ul, dar oare... Și îți proiectezi așa niște idei way ahead. Ca soluție la treaba asta ar fi să faci o prezentare live, dacă nu poți la... Pentru că ai clienți de altundeva și nu poți să... Tot ce să faci un soi de screen share sau... Da, și să parcurgeți împreună uman la prezentarea. Treaba asta să nu fie detașarea asta. Tot vis-a-vis de treaba asta, țin minte un alt aspect care mă dădea de gol, mai de mult ca și amator, era că trimiteam prea multe variante de logo-uri în mod special. 4, 5, 6 variante, foarte mult, mi se pare mie. Finale. Da, făcute cu prezentare, cu 6 tipuri de cărți de vizită, cu 6 homepage-uri și 6 mai știu eu ce. Volumul de muncă mi se pare foarte mult. Imens. Da. Foarte mult de lucru pentru nimic, pentru că ce, n-am fost hotărât de aia. Și tu de fapt ai vrut să cuprinzi
o arie cât mai largă. Cumva am vrut să-i arăt clientului, uite că pot și așa, și așa. Dar nu ăsta era scopul. Un amator nu realizează că în realitate clientul are nevoie de ajutor să ia decizii. Exact. Nu are nevoie de opțiuni. Opțiuni sunt. Exact. Dacă clientul ar fi fost deja designer, ar fi știut ce are nevoie. Dar nu, el se încrede în experiența ta. Exact, în capacitatea ta de a lua decizii. Și dacă tu îi dai prea multe opțiuni, îl confuzezi mai tare. Exact, acum ce să aleg? E fain și asta, și asta, și asta. Care din ele? E responsabilitatea noastră. Păi putem lua fontul de la logo ăla, culoarea de la ăla, și forma de la ăla. Să le punem împreună. Asta e un caz care s-a întâmplat. Sigur s-a întâmplat și vouă. Să scăză că este și practic, ok, va ieși un nou concept numit Strutocămilă, cu un picuț de acolo, un picuț de acolo, dar totuși pe lângă simbolul ăsta atât de simplist. Nu mai pui și chestia asta și chestia asta și chestia asta. Și atunci facepalm. Da, exact. E responsabilitatea da, e diferență de atitudine. În general, designerii la început au tendința să trateze clienții ca clienți, ce zice clientul, aia fac. Da, și un designer cu mai multă experiență, mai profesionist, să zicem, tratează un client ca un colaborator. Și prin felul în care pune problema, nu se ajunge în situația asta, nu se ajunge în o direcție, gen hai să combinăm A cu B cu C și să vedem ce iese, că tu ca designer o să-i spui, nu... Uite, deja avem... E clar că nu urmărește brieful, nu se... Așteptările astea deja... Nu se așează pe pașii pe care... Așa, asta face parte dintr-o comunicare eficientă cu clientul, pentru că tu, privindu-l ca pe un partener de lucru, îți construiești o relație cu el pe termen lung, dacă se poate. Și îți șanse foarte mari ca respectivul client să îți dea și mai mult de lucru și să poți să faci lucrurile mult mai implicat. De asta, de exemplu, ok, ajungi la un punct în care clienții ăștia micuți la care le faci, nu știu, un logo, o carte de vizită, o chestie, nu mai rezonează cu tine. Adică... Păi nici n-au cum, că îți dai seama că e o implicare destul de... Să zic că ajungi într-un punct în care ai pus filtru și zici, bă, de ăștia nu mai, gata, that's it. Am încheiat capitolul ăsta, merge mai departe, vreau ceva mai mult. Evident că atunci și prețurile o să-ți crească, pentru că te vei raporta la alți clienți și procesul o să fie mult mai cizelat și numai așa poți să treci la etapa următoare. Da. Așa e cu... Da, apropo de etape, să vă pun o întrebare mai controversial. Te rog. Ce părere aveți despre concursurile de design? Din categoria muncă speculativă. 99 Designs, Freelancer. Crowdsourcing. Hai să facem așa, că asta e o întrebare care ar putea să primească 4 răspunsuri diferite. Și atunci, hai să începem cu... Așa. Mihai. Nu te-ai așteptat la asta. Nu, e total surpriză. Ok. Mie mi se pare că platformele astea, gen 99 Designs, Upwork sau care ori mai fi, să... Sunt niște lucruri... Depinde. Cum? Depinde, da, ăla e cuvântul. Depinde, da. E ok să lucrezi prin ele. Sunt foarte mari șanse ca după vreme să fii frustrat, pentru că faci chestii, vezi că numai nu câștigi, vezi că cineva îți copiază conceptul, ideea și câștigă el, cu o execuție mai proastă. Dar e ok că îți întărește pielea și ți-o îngroașă și îți pune sos pe ea. Și te transformă într-un dragon. Da, și după aia scoți foc pe gură. Cred că e un pas prin care, sau o etapă prin care e bine să treci ca să-ți dai seama care e următorul nivel. Good answer. Și mi se pare că e un început, aș zice, necesar. Că nu prea ai de unde altundeva, acum mi se pare, să vezi varietate ca designer, să vezi pur și simplu cum gândesc alții, mai ales dacă e un
concurs de tip visible sau open, sau cum le zic la astea, poți să vezi ce contribuie ceilalți, să vezi unde te plasezi, să te compari și să îți dezvolți abilitatea de a te judeca singur, ceea ce e foarte plus că la început nu știu din să-ți faci rost de clienți. Da, așa e. Și e o sursă bună. Deci aici că vezi și să te detașezi după ce îți fură de nu știu cât. Nu, trebuie să-ți fure cineva un concept, să te trezești la realitate, să simți așa că trăiești. Da. Ca și completare la ce ați spus voi, și eu personal am trecut prin capitolul 99 Designs, așa am început să explorez zona asta de logo-uri în prima fază, care a evoluat progresiv către identități vizuale și mi-am găsit de fapt motivația suficientă și necesară să mă apuc de chestia asta, pentru că aveam cumva clienți reali pentru care să rezolv niște probleme. Ori în ziua de astăzi, uite, multă lume întreabă, bă, cum pot să învăț logo design? Păi, unul la mână, ar trebui să lucrezi pe ceva concret, că dacă stai să inventezi tu nu știu ce firme fictive și alte chestii, asta nu te ajută cu nimic, că contextul e, it's all in your head. Și atunci, să produci ceva good looking, poate, dar... Exact. Și, ok, eu personal, eu încurajez lumea. Du-te, frățică, pe 99 Designs, fă-ți acolo cont și începe să lucrezi. Pur și simplu. Just do it. Doar că motivația financiară nu ar trebui să fie principală, pentru că șansele să îți faci un venit constant din chestia asta într-un timp scurt e zero. Indiferent cât se întâmplă să fii de bun. Într-un timp scurt. Da. Asta zic. Într-un timp scurt. Da, nu, trebuie să ai tracțiune. Marketplace-ul ăsta e super saturat. E atât de saturat, e ca și Upwork. Deci tu, ca să prinzi proiecte pe Upwork, trebuie să faci niște proposal-uri, bă, scrise bine, să te prezinți cum trebuie, e foarte mult muncă. E un full-time job să găsești de lucru pe Upwork, pe lângă să și lucrezi. Deci, cea mai bună comparație, deci, e full-time job numai să găsești de lucru, deci numai pentru proposal-urile alea, trebuie să investești foarte mult timp. Nu. Bine, dacă ești un pic profi, îți sistematizezi chestia asta. Da, da, tot îți ia timp, tot îți ia timp și foarte greu prinzi clienți care, nu știu, să îți plătească valoarea adevărată. Acolo e atât de saturat, sunt foarte mulți indieni de ăștia dubioși care lucrează la niște prețuri de mizlic și ăștia cumva strică toată treaba. N-am nicio treabă cu indieni neapărat, dar I'm just saying, există niște categorii de oameni care... No, dar există este. Și clienți care intră acolo cumva cunoscând aspectele astea. Da. Și nu suntem deloc împotriva genului ăsta de freelancing. Numai trebuie să fim conștienți de capcanele lui. Da. Acum... mai aveam aici o mică completare. De ce încurajez activitatea asta pe 99 Designs, freelancer sau ce îi, e doar prin prisma faptului că poți să-ți construiești un portofoliu cu care să mergi mai departe. Atât. Atât. Ca amator, dacă nu ai cât de cât un volum consistent la portofoliu, fă chestia asta. Ajungi într-un punct în care o să ai proiecte de prezentat. Și o să ajungi într-un punct în care îți dai seama că de fapt toate concursurile la care ai participat au fost foarte mult speculative work, ți-ai pierdut o grămadă de vreme, dar ai plecat într-adevăr cu niște chestii, niște logo-uri reale, probabil bine făcute după ce ai trecut așa prin câteva zeci de concursuri și poate ai și câștigat câteva concursuri. Cine știe, nu știi în ce direcție merg lucrurile, s-ar putea să rămâi fidel platformei și să îți duci viața așa. Again, chestia asta cred că e un subiect de discuție mult mai vast de atât, dar hai să încercăm să răspundem la întrebare în contextul 99 Designs, care e diferența dintre un profesionist și un amator?
În contextul 99 Designs. Da. E întrebare foarte interesantă. Ai plasat ideea. Răspunsul cumva ține de ce zicea și Mihai mai devreme, disciplină. Și când zic disciplină pe 99, mă refer la un soi de infrastructură pe care ți-ai pus-o la punct. Încep să faci logo-uri multe, ca și volum, și nu te atașezi de niciunul. Okay. Și îi dai bătaie și la un moment dat statistic trebuie să... Când faci volum, îți șanse mult mai mari să progresezi decât dacă ai face două, trei chestii în același timp. Am auzit de oameni timp. Care fac asta și duc foarte, foarte bine. Au zeci, sute, probabil, de blog-uri, concursuri active, să știu eu, unde pur și simplu așteaptă să... Asta mi se pare și mie, că genul ăsta de proiecte sunt pur vizuale. Sunt genul de proiecte în care clientul, conștient sau nu, are rolul unui art director. Primește sute de variante și el trebuie cumva, el, personal, să își dea seama care e direcția de design spre care să meargă, să judece și să propună modificări. Dar ce înseamnă să fii profesionist într-un mediu de genul ăsta, înseamnă să fii efectiv conștient de chestia asta. Asta e maximul care poți să faci. Da. Și dacă tu ca și designer ai un proces de lucru, nu prea poți să-l aplici în contextul 99 Design. Pentru că... E doar muncă de estetică, până la urmă. Și uite, o altă chestiune aici ar fi că platformele astea, de fapt, sunt un fel de perete între tine și client. Ori tu, ca și creativ, tu nu poți... Adică ești mult mai limitat să-ți faci temele alea pe care le-ai face în mod normal înainte de o discuție pe care o vei avea cu clientul. Aici ce faci? N-ai cum să faci chestia asta. Că în spatele brief-ului există doar un user și atât. Sunt foarte multe exemple acolo. Nu poți să ai o conversație cu omul ăla, nu știu, bă, hai să ne auzim pe un Skype, hai să ne auzim pe... hai să ne întâlnim sau așa. Ba, asta e limitarea la platformă. Da, relația dintre tine și clientul destul de personală. Pe când, dacă lucrezi, nu știu, dacă lucrezi local, să zicem, local sau, mă rog, în aceeași țară, unde totuși există un acces mult mai ușor la clientul respectiv, că aici vreau să fac tranziția cumva de la 99 Designs la ideea că amatorii nu își fac temele înainte de discuțiile cu clienții. Și teme ce înseamnă? Să faci research-ul ăla, munca aia de detectiv, să cauți un pic cine e clientul ăsta care mi-a scris astăzi pe LinkedIn sau pe Facebook sau pe Behance sau Dribbble sau așa mai departe. Hai să vedem cu ce se ocupă. Nu o să fie suficient să zic că, bă, uite, am văzut portofoliul tău super grozav, bla bla bla, am nevoie de logo. Acum stai să vedem un picuț cam cine e ăsta. Și cumva, slavă Domnului, că internetul e destul de vast, așa, cu foarte multe informații pe care le vrei și pe care nu le vrei și poți să faci research-ul ăsta. Asta, bineînțeles, și în ideea că discuția pe care urmează să o ai cu clientul face-to-face va fi mult mai ușoară, probabil. Da, o să poți gestiona mai ușor, pentru că tu o să fii cel care gestionează discuția. Da, și pot, la un moment dat s-ar putea să poți să o controlezi, să direcționezi toată povestea asta, poate chiar în avantajul tău. Știu eu, în funcție de informațiile pe care le găsești, s-ar putea să arunci o informație clientului care, nu știu, să zicem, e cumva poate mai personală, dacă o să ajungi să afli ceva de genul. Și s-ar putea să deschizi o altă discuție care cumva va crea o conexiune între cele două părți. Da. Adică să nu fie ceva rigid, să nu fie o discuție de aia... Da, e altceva. Normal că e altceva. Adică, ok, noi zicem că a fi amator e ceva groaznic, să nu știu eu, dar cumva toți am trecut prin... E necesar. Și lucrând pe 99 Design, cred că îți dai seama de necesitățile astea. Te pui să te uiți la un proiect și vrei să faci o treabă bună, bineînțeles. Și îți dai seama, păi, da, dacă aș mai vorbi un pic cu omul ăsta, probabil aș înțelege un pic mai bine. După aia aș face treaba asta.
Probabil dacă aș preda niște schițe sau aș face un mood board cu el, probabil o să ajungem la un rezultat mult mai bun. Și încep să ai încet, încet deprinderi de profesionist. Îți dai seama de necesitățile, îți dai seama de lipsurile astea pe care la un moment dat o să le poți cumva rezolva în momentul în care te muți de pe 99. Renunț la platformă. Da. Tranziția de la... Aș vrea să zic că aș încuraja oamenii să lucreze pe 99. Tocmai să se expună comunității de design. Se vadă că nu ei sunt neapărat cei mai buni, că tot timpul o să fie cineva mai bun ca și tine. Atâta că tu, la un moment dat, te faci persoana potrivită pentru clientul potrivit. Nu tot timpul să fie cineva mai bun ca tine. Trebuie să te obișnuiești cu ideea asta, că nu ești buricul pământului. Și it's not about you. Deci aici, Mihai, trebuie să zic ideea asta. Da, așa ca și completare la ce ai zis tu, unii designer s-ar putea să plece de pe 99 Design și nu numai, asta e numai așa, să plece cu, nu știu, atitudinea aia că ei le știu pe toate. Ăsta e, cum se numește, sindromul ăla Dunning-Kruger. Adică, cu cât ești mai neprofesionist sau cu cât ești mai la început, ai impresia că tu ești buricul pământului, tu le știi pe toate, totul se învârte în jurul tău, ai așa o atitudine foarte recalcitrantă câteodată, versus cel care e deja profesionist, are dubii legate de capacitățile lui și simte că poate mai mult, simte că încă mai are loc de învățat. Asta e o chestie foarte învățat, interesantă și poți să-ți dai seama de chestiile astea din simplele discuții pe care le ai cu oamenii în general. Poți să dai seama, bă, tu cam suferi de efectul ăsta, ești acolo. Da. E o chestie chiar... Da, chiar îți dai foarte... seama, am avut discuții cu alți oameni și se vede. Da. Nu ți-ai uitat ideea, așa e? Care idee? Cum ai zis că îi zice la efectul ăsta? Dunning-Kruger. Știi cum? Poți să te gândești la Kruger ca fiind ăsta, Freddy Kruger. Știi? Nu, mă, de la Kramer, dar la altul. Așa e? La altul. Deci, ți-ai uitat ideea? S-o acoperi. Să zic așa. Dar asta, de fapt, asta era mesajul care vreau să zic. Treceți prin 99, vedeți care sunt neajunsurile și încercați să le rezolvați altcumva. Petre, uite, uite-te acolo la cameră. Acolo. Zi ideea asta așa să intre ca lumea. Așa, oameni buni, treceți prin 99 Design. Expuneți-vă comunității, vedeți care sunt neajunsurile, încercați, experimentați și după aceea rezolvați problemele. Și să nu fiți Kruger. Nu e nimic rău în a fi începător, e foarte bine, e ok. Numai să nu ai atitudinea aia, că le știi pe toate. Nu poți să fii profesionist dacă nu ești începător. Poți să-ți dai seama că mai ai de învățat, ceea ce e foarte ok. Și pentru asta trebuie să te expui și să auzi. Da, și cum, cu cât îți dai seama că știi mai mult, de fapt... știi mai puțin. Da. Sunt așa multe chestii care încă nu le știi. Și... îți vine setea de învățat când conștientizezi treaba asta, da. Ceea ce e chiar foarte, foarte ok. Da, păi... ar mai fi câteva aspecte despre care mi-ar plăcea să discutăm vis-a-vis de profesionism versus amator. Hai să facem un rezumat. Până acum am spus că profesioniștii au un proces în spatele proiectelor, în spatele comunicării cu clientul. Au o structură, mod de lucru. Corect. Sunt puțin mai disciplinați pentru că sunt orientați către funcționalitate și sunt mai obiectivi. Își dau seama că nu e vorba despre ei, e vorba despre proiect. Profesioniștii nu se atașează atât de tare. Ideile, cel puțin de ideile inițiale. Ideile inițiale, în principiu, le scot
fac un brain dump și le aruncă după aia la gunoi. Da. Da, așa. Își dau seama că tot timpul mai e ceva de învățat. Ce mai rău? Însă de acord cumva să accepte critica și să o dezvolte într-un subiect care să fie productiv mai degrabă decât că ei să devină defensivi și se întoarcă și să plece acasă. Deci cumva să orientați către reclamă, soluție. Pauză publicitară. Cei care vor critică din partea mea, aveți link-ul în descriere pentru seria de criticisme unde efectiv ne luptăm în ring. După aia să așteptați mail-ul de la Ștefan cu scuze dacă am fost nașpa. Nu. Back to you. Da. Ziceam că un profesionist tot timpul are cumva o poveste în spate, în spatele proiectului. Niște argumente pentru ceea ce face. Nu-i strict vizual. Dar nici nu supra-argumentează. Nu, da. Nici. Pentru că ar trebui să un design să vorbească de la sine. Exact, asta vreau să zic. Da. Unui profesionist nu e frică să vorbească despre buget. Asta e foarte important. Da. Cum am putut să uităm chestia asta? Da. Țin minte când era teamă să nu pierd proiectul, să nu se sperie de preț, oare prea mult, oare cât să-i cer să nu meargă la altul? Nici cum nu era bine, oare prea mult, bă, dacă e prea mult, se duce la altul, face mai ieftin. Oare prea puțin înseamnă că nu am încredere în mine, nu știam ce să faci și uite, cum să chiar fac. Ai zis o chestie, să nu pierd proiectul. Da. Bă, frate, tu nici nu l-ai câștigat. Exact. Asta e adică mentalitatea de atunci. Așa era, deci mi-era teamă. Vai, am pierdut un proiect, dar n-ai câștigat proiectul ăla ca să-l pierzi. Evitam discuțiile despre buget. Așa. Discuțiile despre buget sunt destul de inconfortabile. Dar nu ar trebui dar să necesare. Fie. Nu ar trebui să fie. Nu vor fi în momentul în care ești deschis să treci peste hopurile astea și să-ți dai ocazia să vorbești despre bani, să deschizi subiectul ăsta cât mai des cu toată lumea, cu toți clienții cu care urmează să lucrezi sau nu contează. Ideea e să faci chestia asta. La un moment dat o să devii mult mai confortabil cu subiectul și o să-ți dai seama că într-adevăr chiar trebuie să-l discuți. Pentru că tu, timpul investit în a scrie un proposal sau timpul investit în întâlnire cu clientul s-ar putea să fie nu știu, consumat aiurea pentru că nu ai discutat despre buget încă de la prima întâlnire. S-ar putea să te trezești după 5 întâlniri în care ai petrecut o grămadă de vreme că de fapt, bă, nu ne prea potrivim. Da, asta, nici nu vrei să te trezești într-un proiect în care deja ești implicat și lucrezi și n-ai stabilit partea de buget. Absolut. Da, și eu îți cazuri. De săptămâni întregi. Aici să nu se înțeleagă următoarea chestie. Ok, stabilești partea de buget. Asta să nu se înțeleagă că încă de la prima întâlnire tu îi zici că, bă, te costă atât. Nu. Poți să arunci cu o cifră, să vezi dacă într-adevăr clientul, să vezi cum reacționează clientul. Să îți dai seama dacă ar fi dispus, exact, dacă ar fi dispus să plătească pentru serviciile tale și îți dai seama din primele clipe dacă vă potriviți. Nu trebuie să dai un preț fix. Dai, nu știu, o marjă între atâta și atâta. Adevărul e că nici, în general, nimănui nu-i place să vorbească despre bani. Și în momentul în care tu, ca designer, vii și ai o propunere de buget, faci treaba mai ușoară și pentru client, că nici el habar n-are cum să valorifice munca ta. Da, e treaba cu ce faci tot. Tu ești designer, tu să-mi spui, nu se... Exact, da, dar exact. De obicei clienții întreabă, încă de la prima întâlnire, cât mă costă, nu știu, un logo, cât mă costă un site, cât mă costă nu știu ce.
problemă, că stai și discuți. Da, da, uite, ei prin... Bine, nu ai cum să răspund, dacă asta e prima lui întrebare. Da, da, asta zic, uite, prin întrebare asta ei pun presiune pe tine, știi? Și dacă ești la început, o să fii presat de întrebarea asta să dai un răspuns atunci. Exact. Ca profesionist poți să amâni, deci poți să amâni chestia asta, zici, bă, încă nu pot să zic. Încă nu am toate informațiile la mine, nu mai trebuie să, nu știu, să mai răspunzi la niște întrebări și da, în funcție hai, de... Poți să-i spui clientului, hai să clarificăm despre ce e vorba, ce ai nevoie și ce îți recomand eu pentru nevoile tale și după aia putem, poate și împreună, să evaluăm valoarea proiectului. Absolut, absolut. Și poți să faci chestia asta, de exemplu, ok, ai terminat cu prima întâlnire, îți faci research-ul acasă, îi faci probabil niște propuneri, niște variante pe care urmează să le discuți. Din nou, și la chestia asta, probabil o să discutăm separat într-un alt episod chestiuni legate strict de bani, strict de prețuri, strict de tot ce înseamnă financiar pe zona asta creativă. Pentru că există foarte multe strategii și foarte multe direcții în care poți să mergi cu treaba asta. Dar, din nou, există variante și variante. Îți faci research-ul acasă, nu îl trimiți neapărat pe mail și aștepți să aleagă omul, nu știu, o variantă de preț. Că n-ai rezolvat nimic. De obicei, oamenii o să tind către cea mai mică sumă. Dar, din nou, continui discuția. Ok, hai să vedem care sunt obiecțiile tale legate de ce ți-am trimis. Și de acolo, iarăși, deschizi o discuție și vezi ce se potrivește de la o variantă la alta, în așa fel încât să poți să îi customizezi prețul, să fie just pentru el, dar just și pentru tine. Din nou, e o discuție mult mai complexă aici. Da, în general, dacă se evită asta, și foarte mult se evită asta la început, apar probleme pe parcurs și o chestie care se întâmplă uneori și mi se pare că nu prea se vorbește destul despre asta, e că sunt mulți designeri la început care acceptă să lucreze pe mai puțin decât consideră ei că ar merita. Să nu pierde proiectul și devin frustrați. Așa. Și aici. Da. Ca rezumat, își spune că ok, la discuțiile despre buget, care oricum trebuie să le ai din fazele de început ale proiect, nu e neapărat să arunci cu sume în stânga și în dreapta, nu e neapărat să faci pe plac clientului cu toate cerințele lui vis-a-vis de buget, dar să fii deschis la a negocia. Asta e un alt aspect care mi se pare că amatorul nu prea practică. Adică... Nici profesioniștii câteodată. Acum... Bine, nu mă refer la... Ei, chestia asta cu negociatul... Negociatul ca la piață, nu la asta mă refer. Mă refer la stabili bugetul strict pe funcționalitățile proiectului. Dar acum execuția lor și asta depinde de tine ca și designer, cum vrei să obții... Da, hai să ne zicem negocia, să zicem prețuri flexibile. Dar până la urmă, dacă e să o zici pe aia dreaptă, folosești cuvântul negociat, pentru că până la urmă discutăm de un business și încercând să fim cât mai obiectivi, negociat. Cel mai... Și să nu eviți discuțiile despre buget, oricât de mult n-ai chef să faci asta, trebuie să faci asta. Da, știi cum e? Cu cât le eviți mai mult, cu atât șansele să poți să porți o discuție legată de preț cu clientul sunt mai mici. Adică ce-ar fi la un moment dat, dacă mergi pe ideea că vreau să-mi îmbunătățesc skill-urile cu 1% în fiecare zi, ce-ar fi ca astăzi, dacă totuși ai întâlnire cu clientul, bă, povestește pentru prima dată în viața ta de preț. Discuție liberă, deschisă și vezi ce se întâmplă. Fă chestia asta. O faci a doua oară, o faci a treia oară și la un moment dat chiar o să vezi beneficiile discuției respective. Și, din nou, cum ziceam, o să treci peste hopul ăsta, o să ai încredere în puterile tale și în ceea ce știi să zici. Nu? O să deprinzi niște skill-uri noi făcând chestia asta. Că altfel, dacă tot o eviți și o tot lălăi, așa rămâne. Și nu, da, e... Nu. E păcat. E păcat, da. Tot vis-a-vis de treaba asta, mi se pare că un alt aspect important despre care nu prea vorbește lumea
E personalitatea omului. La ce mă refer când zic asta? Poți să fii tu cel mai bun designer din punct de vedere tehnic. Poți să ai toate hard skill-urile ever, să știi cum să faci orice, dacă ești neplăcut. Nasol? Dacă ești rigid, dacă ești un om greu de comunicat. Comunici greu cu omul ăsta. Nu o să te aleagă lumea pentru proiect. Adică, da, ești bun, dar... Nu mi-ar făcea plăcere să lucrez cu tine. Da, ești stresant, nu-mi place, ești... Parcă nu vreau. Hai să mergem. Da, vezi, uite, sunt unii care sunt profesioniști, dar în același timp sunt super aroganți. Bă, își fac treaba bine, dar, din nou, mie mi se pare că e un subiect atât de... Mi se pare super fin subiectul ăsta și foarte subiectiv în același timp. Da, adică-s oameni și oameni, e, nu știu, e greu să... Nu știu, n-aș putea să-i pun... Hai să pun problema așa. Dintre 100 de designeri, toți sunt buni, toți fac exact același lucru. Cum decizi cu care să lucrezi? Păi, în primul rând, trebuie să... E comunicarea, trebuie să... comunici, să intri sub... să-l cunoști. Asta să nu zic să intri sub pielea lui sau așa. Să-l cunoști un pic mai bine. Nu ești unicul om de pe planeta asta pentru proiectul tău. Da, e nevoie de likability. Exact, de asta mă refer. Da. Toți managerii de la toate firmele cele mai mari, când stai și asculți, sunt niște oameni grozavi, oameni faini, energetici, plini de viață. Da. Nu poți să mă râți așa. Nu degeaba au ajuns acolo cumva, au muncit foarte mult, dar au fost și oameni plăcuți. Asta vreau să zic. Așa. Un aspect important, mi se pare mie, să lucrezi ca tine ca și personalitate și... Mm-hmm. Și să nu încerci să fii să pari profesionist, să pari să altfel. Să fii tu, să găsești nuanța ta, personalitatea ta. E ca și ta, cum ai supra-argumenta un concept. Știi? Exact. Adică încearcă să fii cât mai tu, pentru că altfel oamenii din jurul tău nu să-ți iasă la fel de da, bine oricum. Oamenii din jurul tău au un simț a mirosului foarte bine dezvoltat la chestiile astea. Adică, if you stink and smell like bullshit... S-ar putea să fie o chestie inconștientă, dar ceva o să li se pară dubios, pur și simplu. Da. Dacă nu ești sigur pe ceva, mai bine... Se văd lucrurile astea. Da. Da. Bine, pe de o parte, instinctiv, în momentul când te întâlnești cu un potențial client, îți vine să fii mai serios, să arăți că ești profesionist. Pentru că poate nici nu-l cunoști. Deși ți-ai făcut research-ul, dar încă nu îți permiți să fii altfel, deocamdată. Dar lucrurile astea se vor vedea foarte clar încă din primele minute ale discuției. Îți poți da seama dacă, într-adevăr, trebuie să fii mai, știu eu, mai rigid sau mai casual, mai pe glume, mai așa. Mie mi se pare că e foarte util să îi arăți clientului sau potențialului tău client că poate să fie confortabil, nu trebuie să pună nicio mască, nu trebuie să aibă o anumită conduită. Vreau să te ascult pe tine, să-mi spui de ce ai nevoie, ca să pot și eu să-ți zic cu ce te pot ajuta. Fără să folosesc termeni complicați și... Să faci interacțiunea să fie plăcută, că probabil omul e stresat deja. Are multe pe cap, are un business, are... Nu mai vrea și de aici. Corect, nu vrea să plece acasă iară cu bă, l-am cunoscut pe ăsta. Chiar să fii... Nu vreau să lucrez cu el. Da. Un pic de energie, un pic de skin, care două ore din ziua lui. Da. Făcea pe puțin altfel. Na, cool. Mai avem ceva idei în găletușa noastră? Eu cred că ar mai fi foarte multe de fapt. Idei esențiale pe care ar vrea lumea să le audă de la noi acum. Să răspunzi la mail-uri. Asta e foarte important. Să răspunzi la mail și dacă nu ai neapărat ceva de zis. Asta e foarte important. Da. Sunt foarte multe situații când trebuie să predai ceva și îți scrie clientul, ai zis că astăzi ne uităm la ceva și tu n-ai nimic
și mail-ul acolo și zici că, bă, dacă îi răspund când îi tot trimit. Și de obicei peste o săptămână. Și nu e foarte ok. Asta ține de managing expectations, de fapt. Trebuie să fii tot timpul conștient că clientul e destul de nerăbdător și anxios să vadă pe ce și-o cheltui banii. Și entuziasmat, dar de obicei anxios. Cele mai multe ori. Și tu trebuie să-i calmezi chestiile astea și să-l asigur că ești acolo, îți faci job-ul, îți pasă de interesele lui, totul merge înainte. Keeping up to date. Da, uite, la urmă un răspuns gen... drafturi, mâine termin. Da. Sau... Bă, nu-i gata, dar lucrez și urmează să-ți trimit, e mai bun decât niciun răspuns. Absolut. Da. Să fii pe fază să răspunzi. Asta ține de un pic de aspect de management. Nu știu dacă am mai menționat în alte episoade, dar email tracker e o idee destul de bună. Menționat. Cred că este ceva aplicație. Stabil este o aplicație pentru asta. Da. Cum e? Mailtracker.io. Da, da. O recomand. Da, aici, dacă intrăm în subiectul ăsta, o să stăm prea mult. Da, e utilă aplicația să-ți dai seama când omul citește e-mail-ul tău, să poți să-ți planifici pașii următori în, nu știu, comunicarea cu el. Și să știi dacă te ignoră. Și să știi, exact. Sau când îi trimiți factura, să știi că, bă, ok, omul a văzut factura. Și să fii conștient că există tool-uri de genul ăsta și s-ar putea chiar clienții să le folosească cu tine. Așa că dacă îți citești e-mail-ul, răspunde la el. Da, corect. Corect. Tot timpul mă gândesc la chestia asta. Trimit mail-ul, văd că îl vede și mă gândesc, bă, da, dacă și el are o aplicație similară. Da. Da. Ar mai fi multe de zis, dar din păcate deja am... Mai zicem într-un alt episod. Păi mai facem și varianta, continuarea episodului cu diferențele dintre amatori și profesioniști. Vedem când va fi asta, încă nu știm. Dar știm că episodul următor va fi un Q&A. Episodul următor va fi în sfârșit un Q&A. Vom răspunde la multele întrebări surprinse de către voi. Și dacă mai aveți, acum e momentul să le trimiteți. Da, asta este o regulă generală. Dacă aveți întrebări, orice fel de întrebări, lăsați-le în comentarii. Noi suntem cu ochii pe ele și încercăm să răspundem la întrebările astea prin vari metode, nu neapărat prin episoadele acestea targetate pe anumite teme, dar vom face din când în când, probabil odată la 5 episoade o să facem un Q&A unde vom răspunde la întrebările voastre. Vedem cum se adună întrebările. Au fost foarte multe întrebări. Keep them coming, lăsați-le acolo. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Dați un like, asta ne ajută foarte mult să știm dacă într-adevăr ideile pe care le spunem aici sau episoadele astea și tot contentul ăsta pe care îl facem se validează. Dați și un share acestui video sau acestor videouri să afle toată populația creativă care ar fi interesată de bla bla bla-urile pe care le spunem aici și ce ar mai fi? Nu știu, sper că sunetul e mult mai ok față de episoadele anterioare. Noi încercăm să... Dar așteptăm feedback pentru sunet. Așteptăm feedback. Feedback-ul vostru e super important pentru noi. Vrem să creștem calitatea episoadelor de la un episod la altul, vrem să le facem cât mai ok, dar avem nevoie și de părerile voastre. Astea fiind spuse, noi vă dorim o zi cât mai productivă, cât mai creativă cu toate cele. Așa că, până data viitoare, vă salutăm!